7 semne că ai un suflet trezit spiritual. Din ce în ce mai multe persoane se conectează cu adevărul sufletului lor, devin suflete trezite spiritual. Iată 7 semne care arată că ești unul dintre acestea. Pun totul sub semnul întrebării. Când tu visezi că cel de lângă tine visează și el, iar apoi încerci să îl trezești, dacă vei reuși să o faci, o vei face tot în visul tău. Mai întâi, este necesar ca tu să te trezești, nu doar să visezi că te-ai trezit și chiar să te trezești. Pentru asta este necesar să înveți să ții sabia adevărului în mână, să pui sub semnul întrebării tot ce crezi ca tine, de tine și de viață. Pune tot sub semnul întrebării, inclusiv experiențele spirituale pe care le-ai avut până acum. 2. Nu sunt influențate de tendințe. Sufletele trezite știu clar ce vor sau nu vor. Ele nu sunt influențate de ceea ce toată lumea crede că este minunat. Chiar dacă sunt singuri în credințele sau ideile lor, le susțin pentru că nu se tem să-și urmeze propriul drum sau să-și creeze noi căi. 3. Îmbrățișează schimbarea. Sufletele trezite sunt conștiente de faptul că singura cale de a crește este să accepți schimbarea așa cum vine. Nu rămân pentru totdeauna agățate de un loc sau o singură idee, ci plonjează în necunoscut pentru a evolua mai mult. Marea majoritate a oamenilor îmbrățișează schimbarea numai când le este impusă. 4. Sunt lideri înnăscuți. Sufletele trezite reprezintă o sursă de inspirație, un far călăuzitor pentru ceilalți oameni. Deși uneori se simt singure și izolate, continuă pentru că cineva trebuie să conducă revoluția spirituală. 5. Au o minte deschisă. Majoritatea oamenilor sunt reticenți la idei noi sau puncte de vedere diferite. Oamenii cu suflet trezit au o minte vie care poate jongla cu multe idei diferite. Sunt deschiși să accepte punctul de vedere al celorlalți și caută întotdeauna să învețe lucruri noi. 6. Le plac conversațiile despre viață și planul vast al existenței. Sufletele trezite agrează conversațiile profunde. Bârfa și discuțiile superficiale nu își au locul în viața lor. Ele ne spun nu ceea ce ne dorim să auzim, ci lucrurile pe care avem nevoie să le auzim. 7. Își urmează inima și aleg iubirea. În timp ce majoritatea oamenilor încearcă să se integreze în societate, oamenii ale căror suflete sunt trezite își urmează inima înainte de orice altceva. Își ascultă inima și intuiția, indiferent dacă societatea le dezaprobă. Principala lor filozofie de viață este iubirea. Sufletele trezite au parte în permanență de sincronicități și oportunități de creștere a sufletului. Prin dăruirea necondiționată a iubirii, atrag și mai multă iubire în viața lor. Deci, dacă vă regăsiți în cele 7 semne, asta înseamnă că atunci ai un suflet bun și un suflet trezit spiritual. Mergi pe drumul tău. Fii blând cu tine însuți. Ceea ce ai vrea tu să faci în acest plan al existenței este unic din toate punctele de vedere. Nimeni nu va putea să le dezvăluie mai bine decât tine. Tu ai venit aici să faci cunoscut necunoscutul, dar aceste potențiale cuantice pe care tu le poți dezvălui sunt unice în formă și culoare. Numai că pentru ca tu să poți aduce în existență și experiența acestor potențialități specifice, este important să mergi pe drumul tău. Mergând pe drumul pe care ți-l sugerează ceilalți, ajungi de cele mai multe ori să ai experiențe care nu te satisfac. Și asta pentru că împlinirea vine când tu alegi să extragi și aduci în manifestare acele experiențe care oricum sunt ale tale și numai tu le poți dezvălui în plenitudinea lor divină. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să înveți nimic de la ceilalți sau că ar trebui să te dai cu capul de pereți reinventând roata.
Să interpretezi așa lucrurile ar fi o greșeală. Recomandarea mea este să înveți de la ceilalți, să citești, să te educi din toate punctele de vedere, dar ai grijă în permanență să îți asculți inima în tot ceea ce faci. Aceasta este busola ta pe care, dacă o asculți, te va ghida spre împlinire și fericire în această viață. Fii blând cu tine însuți. Există o tendință a oamenilor care sunt la început cu dezvoltarea personală, spiritualitatea și lucru cu cei înșiși, iar tendința de care vorbesc este aceea de a se blama pe ei înșiși, fiindcă nu lucrează cu ei atât cât și-ar dori, nu citesc atât cât ar vrea, nu se țin de ceea ce își propun și așa mai departe. Ideea este că absolut orice om pasionat de evoluție are zile în care uită să facă acel exercițiu pe care l-a făcut în ultimele 3 zile, are acea carte în bibliotecă pe care vrea să o citească de câteva luni și uită o dată pe lună să facă acea meditație care simte că îl ajută foarte mult. Pentru că ratezi o zi sau două pe aici pe acolo, nu înseamnă însă că trebuie să ștergi cu tine pe jos. Este important ca, indiferent de ceea ce faci, să arăți iubire și respect sinelui, fiindcă numai arătând iubire, respect și purtându-te blând cu tine, te vei putea și bucura de drumul până la experiențele spre care tinzi. Mergi pe drumul tău indiferent care ar fi acela, fiindcă asta te va apropia de împlinire, iar în raport cu toate exercițiile, cărțile și practicile cu care experimentezi, arată iubire și blândețe față de tine însuți. Este ok să ratezi câte o zi pe aici pe acolo, important este ca în fiecare zi a vieții tale, când te trezești și până ce te pui iarăși în pat, tu ai făcut tot ce ți-a stat în puteri cu resursele și nivelul de conștiință pe care l-ai acum spre a experimenta ceea ce este frumos și bun pentru tine. Felicită-te pentru că ai dat tot ce ai mai putut și mergi mai departe pe drumul tău ascultându-ți inima. Ok, am vorbit despre cele 7 semne, semne care îți dau de gol că ai sufletul trezit spiritual. Am vorbit despre cum și ce înseamnă să mergi pe drumul tău fiind blând cu tine însuți. Iar acum, în ultima parte, vreau să discutăm despre mâinile, antene pentru a atrage energia cosmosului. Faptul că se poate ca după amprentele digitale să se descopere identitatea unei anumite persoane și că în întreaga umanitate nu există două amprente identice care dovedesc că mâna este capabilă să exprime caracterul unic al unei ființe. Mâinile noastre sunt ca niște antene care au posibilitatea de a atrage și de a recepționa curenți de energie din oceanul cosmic în care suntem scufundați. Dacă nu captăm decât foarte slab acești curenți, este pentru că conștiința noastră se află în altă parte sau este adormită. Magii știu să se folosească de mâinile lor pentru a primi forțe sau de a le proiecta pentru a le reține sau a le orienta, sau poate amplifica diminuându-le. Se spune în Vechiul Testament că atunci când Moise ridică mâna în timpul bătăliilor, poporul său obținea victoria. Pentru că Moise cunoștea puterile mâinilor, el proiecta forțe și atrăgea entități care veneau să-i ajute pe războinici. Iar când bătălia se prelungea și el începea să obosească, veneau alți bărbați să-i susțină brațul. Dacă putem utiliza puterea mâinii pentru ostilități, de ce să nu o utilizăm pentru a crea dragoste și armonie? Când unii sunt pe cale de a se masacra, ridicați mâna, iar ei vor arunca armele pentru a se îmbrățișa. Importanța mâinii apare în particular în viața cotidiană pentru că ea servește ca mijloc de comunicare între ființe. Când oamenii se întâlnesc sau se despart, ce fac? Ei ridică brațul pentru a saluta sau își strâng mâna. De aceea trebuie să fiți vigilenți asupra ceea ce dați cu mâna. Dacă o faceți pentru a asculta, este pentru a face bine, pentru a da ceva. Cel ce nu știe să dea nimic arată cât de sărac și mizerabil este. Evident, pentru mulți, o strângere de mână sau un salut al mâinii nu sunt decât semne convenționale și, în acest caz, ar fi mai bine să se abțină. Mâna nu este chiar un mijloc de a intra în relație cu ființe umane, ea este de asemenea un mijloc de a intra în relație cu natura. Când un adevărat mag deschide ușa sa, dimineața el salută toată natura, arborii, cerul, soarele. El ridică mâna și spune bună ziua întregii creații.
Poate vă întrebați la ce servește acest lucru. Ei bine, pentru a se lega de îndată la sursa vieții. Mâna este un instrument magic, iar tot ceea ce fac oamenii în prezent cu ea este nimic în comparație cu ceea ce ar putea face. Prin mâini, omul ajunge la tot ce posedă și tot viitorul său este încă mâinile lui. Mâna este o ființă vie, ea are creierul său, sistemul său nervos, stomacul său. Da, la fel cum universul se reflectă în diferitele organe ale corpului nostru, organele corpului nostru se reflectă în mână. Față de corpul nostru, mâna are aceleași relații pe care le are corpul nostru față de univers. Alături de voi a fost Cosmin, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați distribuire, like, share și subscribe.